Breaking Live, ora 14:08 sâmbătă, 26 martie 2022, ora 7:46. Hot News Ro. Trupele de invazie continuă în ziua 31 a războiului din Ucraina să asedieze orașe importante, dar se feresc de lupte urbane pe scară largă. Moscova a pretins vineri că și-a îndeplinit primele obiective și că se va concentra pe Donbas, dar experții spun că este vorba doar de propagandă pentru publicul intern, pentru a ascunde eșecurile armatei trimise de Vladimir Putin. Războiul din Ucraina, vehicul de luptă lovit de mortiere Twitter. Cele mai importante evenimente de sâmbătă privind invazia sunt la Ivetext pe Hot News Ro. Bursa de la Moscova va reveni la normal de luni, spune Banca Centrală a Rusiei, cu precizarea că străinii nu pot face tranzacții și sunt interzise operațiunile short. Cum arată Mariupol astăzi, potrivit unei postări a batalionului Azov? Potrivit armatei ucrainene, trupele ruse au pierdut peste 16.400 de soldați și mii de echipamente militare. Dăsare de indicative estimate SOF Rusia's Loss as of March 26, according to the Armed Forces of Ukraine. Pui DJ Kyukyukna, The Kyiv Independent, March 26, 2022. La Kiev va fi introdusă din nou o restricție de circulație de sâmbătă seara până luni dimineața, a anunțat sâmbătă primarul capitalei Ucrainei, Vitali Klitschko, citat de AFP. Rusia a organizat exerciții militare cu rachete Solar S-400 în exclava sa vestică Kaliningrad, a anunțat sâmbătă Interfax, citând Flota Baltică. Acesta a precizat că în cadrul exercițiilor au fost desfășurate și avioane de luptă Su-27. Din Mariupol trebuie evacuați peste 100.000 de oameni, a spus un vicepremier ucrainean, iar primarul a spus că a discutat cu Emmanuel Macron despre opțiunile de evacuare, în timp ce rușii cuceresc orașul stradă cu stradă, fiind duse lupte grele. Rușii mai au acum doar două variante pentru războiul pe care l-au pornit în Ucraina, dar nu par dispuși să recurgă la una dintre ele, a explicat la BBC un analist militar de top. Șoigu a reapărut în public după două săptămâni de absență. Fermierii germani avertizează asupra creșterii de prețuri la o scară fără precedent pentru alimente, ca urmare a războiului din Ucraina, scrie Der Tagesspiegel. Potrivit unui referat publicat vineri de Asociația Fermierilor Germani, agricultura, dar și întregul lanț alimentar, se confruntă cu creșteri masive de costuri, în special în domeniile energiei, combustibililor, îngrășămintelor și problemelor logistice. Marea Britanie trimite 4 avioane Typhoon la baza Mihail Kogălnicianu, anunță Ministerul Apărării de la Londra. Mutarea este probabil parte din rotația de forțe NATO pentru poliția aeriană la Marea Neagră, cele britanice venind să înlocuiască 4 aparate de același tip italiene venite în decembrie. Typhoon Jets from RAF Konings are deploying to Romania to join the long-standing NATO air policing mission for the Black Sea region. U-83CUDD-7U-83CUDD-F7U-83CUDD-F4. The UK is committed to NATO and European security. Săgeată la dreapta neagră https://ipare9nenesc5pvos, Ministry of Defense U-83CUDD-CUDD-83CUDD-7 March 26, 2022. Videoministrul rus al apărării, Sergei Șoigu, prima apariție publică după două săptămâni de absență. În Kiev va fi impusă din nou o restricție de ieșire din casa civililor, valabilă de sâmbătă, ora 20:00, până luni, ora 08:00, a anunțat primarul Kievului. Vitali Klitschko a spus într-o postare online că decizia a fost luată de armata ucraineană, fără a oferi mai multe detalii. Protestele continuă în mai multe orașe ucrainene ocupate de ruși. Protestatarii ucraineni din Herson au sfidat pe soldații ruși care au ocupat orașul obligându-i să asculte cântecul Bayraktar, dedicat dronei care a făcut pagube importante trupelor de invazie. Campania umanitară Osaltea, 5 minute, 2 vorbe calde pentru Ucraina. Soldați ruși încearcă să disperseze un miting în Slavutici, trag în aer și aruncă grenade paralizante, a declarat șeful administrației regiunii Kiev, Oleksandr Pavliuk, potrivit Nexta TV. Slavutici este un oraș de lângă granița cu Belarus, la vest de Cernihiv și la nord de capitala Ucrainei. Pavliuk a mai spus și că militarii l-au răpit pe șeful orașului, Yuri Fomichev.
de rusen militarii strintu disperse aralin slavutici, diare in dire and throwing stun grenades, the head of the Kiev Regional Administration Oleksandr Pavlyuk site. He also cited that the military kidnapped the head of the city, Yuri Fomikev. Y3ZWLZAQ6G, Nexta March 26, 2022 H2, schimbarea de obiectiv anunțată de Moscova vineri, propagandă pentru publicul intern. Gazprom, livrările de gaze prin Ucraina către Europa continuă normal, 109,5 milioane de metri cub. Nu numai ISW tratează cu maximă precauție mesajul transmis vineri de Rusia. În Marea Britanie, un ministru a avertizat că afirmațiile Moscovei privind o reducere a conflictului ar trebui tratate cu scepticism. Nu sunt calificat să mă pronunț, dar ceea ce știu este că există o mulțime de induceri în eroare și dezinformări care circulă în acest conflict îngrozitor. Și trebuie să avem grijă pentru că ceea ce apare s-ar putea să nu fie de fapt adevărul, a spus ministrul poliției, Kit Maltose. Volodymyr Zelensky cere Qatarului să crească producția de gaz pentru a contracara Rusia. Șefii armatei ruse au prezentat vineri un raport fictiv privind situația invaziei, în care susțin că obiectivul principal al Moscovei este de a cuceri totalitatea regiunilor Donetsk și Luhansk, spune Institutul pentru Studiul Războiului, care avertizează că Occidentul nu ar trebui să ia prea mult în seamă informațiile deoarece sunt o piesă de propagandă pentru poporul rus, menită să ascundă eșecurile armatei lui Putin. În Ucraina au ajuns 1500 de rachete antiaeriene Strela. Comorile istorice, de neînlocuit, ale Kievului sunt în pericol. Dacă Putin nivelează Kievul așa cum a nivelat Harkov și alte orașe, sunt multe care se vor pierde pentru totdeauna, a spus Olenka Z. Pevni, profesor asociat de studii slavone și ucrainene la Universitatea din Cambridge. În Ucraina au ajuns 1500 de rachete antiaeriene, Strela, 100 de mitraliere MG3 și 8 milioane de cartușe pentru arme de calibru mic, scrie Deutsche Presse Agentur, citând informații din interiorul guvernului ucrainean. În plus, în zona de război au venit și alte ajutoare din Germania pentru forțele armate ucrainene. Printre acestea se numără 350.000 de rații de alimente, 50 de vehicule pentru transport medical și materiale pentru îngrijiri medicale. Potrivit Procuraturii Generale din Ucraina, 136 de copii au fost uciși, iar 199 răniți în cele 31 de zile ale invaziei rusești. Administrația Biden pregătește sancțiuni care vizează companii rusești ce furnizează bunuri și servicii pentru armata și serviciile secrete ruse, inclusiv componente cu dublă utilizare, au declarat oficiali americani pentru Wall Street Journal. Sancțiunile Departamentului Trezoreriei SUA ar putea fi anunțate săptămâna viitoare. Două mari convoaie franceze cu ajutoare, constând în 50 de camioane, ajung în acest weekend la centrul logistic de la Suceava. Rușii se feresc de luptele urbane pentru a evita noi pierderi mari. Trupele de invazie continuă să asedieze orașe importante, dar se feresc de lupte urbane pe scară largă, afirmă Ministerul Britanic al Apărării. Campania de însămânțare de primăvară începe în 11 regiuni ale Ucrainei, a spus premierul Denis Șmaihal. Nadejda din Mariupol a scăpat. Cum au fugit din orașul asediat 16 oameni, 4 pisici și un câine? Rusia efectuează exerciții militare pe insulele revendicate de Tokyo, a anunțat sâmbătă presa japoneză, la câteva zile după ce Moscova a întrerupt discuțiile de pace cu Japonia din cauza sancțiunilor impuse de aceasta din cauza invaziei în Ucraina. Districtul militar de est al Rusiei a transmis că desfășoară exerciții militare pe insulele Kurile cu peste 3.000 de soldați și sute de echipamente militare, potrivit agenției ruse de presă Interfax. Scurtă recapitulare, sâmbătă dimineața a celor mai relevante știri recente. Într-un discurs video, vineri seara târziu, președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a reiterat necesitatea unor discuții de pace și a declarat că forțele țării sale au aplicat lovituri puternice Rusiei. Prin împiedicarea acțiunilor Rusiei, apărătorii noștri împing liderii ruși o idee simplă și logică, este nevoie de discuții. Semnificative, urgente, corecte, a declarat el, adăugând că Ucraina nu va renunța la teritoriu. Ministerul rus al apărării a spus vineri că prima fază a operațiunii sale militare a fost în general finalizată, precizând că țara se va concentra asupra eliberării regiunii Donbas din estul Ucrainei. Comentariile au părut să sugereze o restrângere a obiectivelor sale.
Joe Biden se află în vizită în Polonia, în semn de susținere pentru statele din Europa de Est. El se va întâlni sâmbătă.